Ministrul Sănătății l-a solicitat medicilor gorjeni să întrerupă campania de vaccinare antigripală. Motivul este acela că imunizarea nu-și mai are rostul din moment ce sezonul rece e pe sfârșit. În județul Gorj, 200 de doze vor fi distruse după ce nu au fost utilizate. Mesajul vine după ce, în urmă cu doar câteva zile, Direcția de Sănătate Publică Gorj solicitase reîntregirea stocului. Ministerul Sănătății nu va avea pe stoc dozele solicitate, astfel încât declarația ministrului Eugen Nicolaescu vine ca o măsură în lipsa dozelor de vaccin.